mai călduroasă zi a anului a adus la drobeta Turnu Severin temperaturi de 36 de grade la orele amiezii. Meteorologii ne dau vești proaste și ne anunță că nu vom scăpa de caniculă nici în perioada următoare. Temperaturi extreme au fost astăzi în toată țara. La drobeta Turnu Severin, indicele de confort termic a depășit pragul critic de 80 de unități. În miezul zilei aerul a fier și el și a devenit irespirabil. Insuportabilă. Degeaba ne hidratăm cu apă, că așa parcă te ia fior de la căldura asta. Vai de capul meu, sunt operată pe creier, am accident vascular, 4 vase rupte și foarte greu. Am fost mi-am luat o lubeniță, că numai asta mănânc, că nu pot să mănânc altceva. Severinenii au suportat cu greu căldura. Domnul Radu, spre exemplu, locuiește la etajul 4 al unui bloc din drobeta Turnul Severin. Nu are aparat de aer condiționat și se luptă cu temperaturile ridicate din locuința sa în fiecare zi. O căldură ne descurcăm la ora actuală foarte greu. Este o temperatură peste 37 de grade. Noaptea cam 20-25 de grade. Se vede și în interiorul camionului că este o temperatură destul de ridicată. Alții însă par să suporte mai bine căldura de afară. Nu reușesc însă să scape de disconfortul pe care îl creează aerul sufocant. Ieri am fost la Iarbă Verde și a fost dezastru. Încercăm să stăm în casă, lichide. Deja am băut o bere și căldură moarte, moarte, moarte. Ce să fac? Asta e. Meteorologii au reactualizat atenționarea de cod galben pentru caniculă și anunță că nu vom scăpa de temperaturile extreme nici în următoarele zile. Atenționarea care a fost emisă pe 11 august a fost prelungită până pe data de 16 august inclusiv, iar în ceea ce privește Oltenia o să afecteze toate județele. Temperaturile pentru zona noastră vor fi cuprinse între 32-37 de grade, iar indicele temperatură-umiditate va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități. Ziua de astăzi a fost, după cum spun specialiștii, cea mai călduroasă zi a anului 2010.